Iată, prieteni, niște scoruri, prețuri, bineînțeles, de la pompa de benzină din Franța. Bineînțeles că diferă de la o provincie la alta, de la un oraș la altul. Da, uitați aici, benzina de 95, 1,915 €. Benzina din 98 e 1,989 €, motorina 1,855 €. Ceva mi se pare aiurea, pentru că de mult nu se mai pune plumb în benzină, dar tot e specifică faptul că e fără benzină, dar în fine. Am vrut să vedeți și voi cam cum sunt prețurile la carburanți prin Franța. E aproape incredibil să vezi ce diferențe sunt la câțiva metri distanță între benzinării. Aici suntem undeva la un Oșan și uitați, spre exemplu, la benzina de 95, 1,915 €, la celelalte era până în 1,990 €. Deci, undeva la un 70 de eurocenți diferență. Foarte interesant. Ia uitați, aici am găsit alt totem, altă benzinărie, cu alte prețuri. Vă las pe voi să trageți concluzii, că știți să vă raportați la euro versus moneda românească. Deci, mici diferențe, dar uitați că la câteva sute de metri am găsit o benzinărie, fiecare își practică politica proprie. Diferențe sunt destul de mari, oricum, la 1,990 € e mare diferență între ceea ce avem.